Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys pe acest canal. De data asta este o zi foarte plină pe Stumble Guys pentru că au venit niște chestii foarte interesante și sperăm să vină cât mai repede noua mapă care va veni Stumble Guys. Am uitat exact cum se numea, doar că era una care trebuia, era ceva, stai nici măcar nu mai știu, ceva mașini pe sus și tu trebuia să sari pe el să te ferești de ele, ești nebun, o să fie o mare nebunie. Deci înainte de asta nu uitați neapărat de un like și eu cred că ar trebui să vină destul de curând mapa, adică pe bune bro, a venit beta cred că de vreo 2 săptămâni, ești nebun, și încă tot nu s-a adăugat update-ul, deci eu cred că ar trebui să vină foarte foarte curând și parcă mai erau și câteva foarte foarte multe skin-uri șmechere, deci dar nu uitați neapărat de un like, să facem câte multe like-uri la acest episod și nu uitați de un subscribe, abonați-vă la acest canal. Și hai să vedem ce este pe shop. Se pare că nu am niciun free spin, dar pot să dau câteva spin-uri la luata asta, bro, că n-am mai dat o grămadă de timp. Și cum ar fi să împice chiar share legendare, de bun. Ok, la luata asta n-am cum să dau, bam. Și nici la asta, pentru că toate sunt cu super tokens. Bă, deci pur și simplu ăștia duc că nu am tokens, numai share, deci nebun, nu s-a mai adăugat, bă, nu s-a mai adăugat o luată normală, gen, nu știu, de o grămadă de timp, adică cu skin-uri normale, cum era înainte. Adică gen, pur și simplu, dai 90 de gemuri la roată și ai șanse să-ți pice un skin foarte șmecher. Da, se pare că ceilalți Stumble Guys nu mai vor să facă asta și nu știu de ce, mai nu adăugă decât skin-ul cu shards. Și uite, skin-ul ăsta care e foarte șmecher l-au băgat în ofertă. Nu știu de ce. Și oh my god, avem și oferta asta specială, ești nebun, bă, 20 de euro oare pentru skin-ul ăsta și pentru acest emote de inimă se merită. Bă, nu știu ce să scrieți voi în comentarii dacă credeți că se merită sau nu. Eu până la urmă nu cred că se merită pentru că eu, de exemplu, am luat inima gratis din Stumble Pass și speciala asta, adică mi se pare irelevantă pentru că skin-urile nu prea contează pe jocul ăsta. Contează decât să fii tu bun ca să faci mai multe gemuri dacă joci la turnee. Așa, o nouă ofertă cu skin-ul ăsta. Asta nici măcar nu mai știu dacă l-am, ești de bun. Așa. Și băi, stai așa, 1200 de gemuri pentru skin-ul ăsta. Oh my god, bro, luat-o razna ăștia. În fine, hai să dăm și noi câteva spin-uri cum se cade. Bam, chiar aici să dăm direct un spin. Cred că o să împice mare, mare specială. Multe share-uri speciale, bănuiesc. Hai să vedem. Deci, bă, a venit momentul. N-am mai picat un share special de urmă de timp. Ok, 10 epice, asta este doar încălzirea, bă, și fete, 35 din 50, doar încălzirea, după cum v-am spus. Acum urmează să împice doar epi, doar, domnule, speciale. Deci dacă nu o să împice speciale, o să fie nasol, nu știu. Hai să vedem, bă, legendară. Nice, dar, mă rog, era și mai nice dacă îmi dădea mitică. Era chiar lângă mitică, adică de ce nu putea să-mi dea mitică, în fine. Bă, nu știu, de obicei în Stumble Guys mereu e o chestie foarte șmecheră lângă o chestie foarte nașpa și adesea se explică mereu chestia mai nașpa. Nu mă întrebați de ce, asta este meta la Stumble Guys. Ok, hai să vedem, următoarea încercare este cu noroc. Asta bănuiesc că e al treilea spin, deci cu noroc, hai că cu noroc în vis ești nebun. Uite-te și tu, bă, 45, ăsta e mai mare ghinion, ești nebun, uite-te și tu 45, bro, dacă mai îmi dădea 5, bro. Oh my god, bro. Să-i cel mai mare ghinion, nu cel mai mare noroc. În fine, deci dacă acum o să am noroc, o să-mi pice tot pe skin-ul ăla sau o să-mi dea 50 de mitice și dacă o să am ghinion, niciuna dintre astea două. Hai să vedem. Eu bănuiesc că o să am ghinion, nu știu de ce. Pentru că mereu se întâmplă asta. Ok, hai să vedem și... Bă, 20 epice, îmi și pică, ești nebun? Da, mă, da, aia zic. Bă, măcar n-am avut așa de mare ghinion. Deci eu zic că a fost destul ok, văd. E 10 din 50... Bă, ești nebun, am făcut și din duplicate bank, hopa, deci îmi dă... Oare câte de astea super tokens mi-a dat? Ok. Deci, bă, de asta e așa. Mi-a dat cumva super... Bă, mi-a dat super tokens în loc să-mi dea Monopoly tokens. Nu există și duplicate bank cu Monopoly tokens, adică nu știu, zic și eu. Ok, bă, cam ciudat, cam suspect, sincer, chiar nu știu ce zic, hai să dăm și noi un spin dacă tot putem. Nu știu, sunt chiar foarte curios dacă o să-mi pice și mie ceva specială, foarte interesantă. Și 8. Nice, am deblocat și schimbul ăsta, nu? Wow! 69 din 70 de, bă, cine mai are ghinionul ăsta, bă, la fiecare skin mai îmi trebuie 1, 2, 3, maxim 5 shards și le deblochez, deci nebun, deci mie mi se pare cel mai mare ghinion din România. Chiar nu știu ce să zic, hai să dăm și noi un match foarte interesant, dar să luăm reward-urile astea înainte. Astea 30 de stele. Și ce mai este pe aici? Oh, încă 100 de stele. Nice. Oare deblochez și eu ceva? Bă, 50 de super tokens, nu e rău, sincer să vă spun. Fiindcă că mai deblochez și misiune și de bun completez pe aici chestii non-stop. În fine, hai să mai deschidem un spin. Și ce, nu știu, ce e super banal, poți deschide decât un spin, bro, e patetică chestia asta pe bune, adică deblochezi o misiune și poți să deschizi abia un spin.
Ce boss îmi pice mie de-abia cu un singur spin? Bă, e pe special, ești de bun? Chei specială? Hai că sigur o să mă ajute, 39 din 130, când vreodată o să reușesc eu să fac 130. Ok, nu știu ce să zic, hai să ne luăm un skin mai, Doamne ajută, dacă putem spune așa, adică un skin foarte, foarte interesant. Bă, hai să le iau pe ăsta, n-am mai jucat de mult cu ăsta, ești nebun? Așa, și hai să dăm direct un match. Cred că o să dau la acest super legendary block dash, pentru că n-am mai jucat de mult la acest super legendary block dash și mi se pare un event foarte, foarte șmecher și foarte longeviv, pentru că e băgat o grămadă de timp, gen. Și da, eu am observat că la toată lumea le place, gen. Na, adică toți se joacă. Și, na, chiar e un mod mișto, adică e un fel de bloc, deci doar cu alte obstacole. Și eu zic că o să dau 100% un win în acest match. Punem pariu pe un like. Ok, bine. Punem pariu pe un like, iar dacă nu câștig, apăsați și like și comentariu. Ok, facem așa. Bun. Deci fiți atenți de nu, aici o să mă străduiesc să fac cel mai tare win, deci după cum am zis, dacă fac win, dați un like, și iar dacă nu fac win, dați un like și un subscribe. Ok, hai să vedem. Pam, pum, las, băi, uite de știu, man. Ok, deci pur și simplu ăștia încă îmi dau târcoale. Ok, bine, nu ar trebui să nu ne... Ok, acolo n-am vorbit că trebuia să mă concentrez, să nu ne înghesuim așa, adică practic dacă mă duceam în mulțimea aia... Ok, rămâneam acolo și nu mai apucam să sare și de bun, că de-aia am fost mai mai pașnic și m-am băgat după. În fine, hai să vedem, bă, deja nu din 16, nebun, bă, când au căzut așa de mulți? Ok, mi se pare irea asta, dar ăsta o să cadă. Ok, se pare că n-a căzut totuși, dar acum cu piciorul să cadă ăla. Hai că a căzut unul, dar nu era ăla la care mă așteptam eu. Ok, na, ce pot să spun. Hai că i-am dat, bă, a sărit la fix în momentul potrivit și de bun chestii de-astea se întâmplă mai rar, sincer să fiu. Super, pam, înci, bă, cum l-am dat pe ăsta? Direct în laser, mamă, asta numesc eu un super punch cum trebuie, ești de bun. Super punch la asta. Hai că am sărit peste el. Ok, da, tipic pâine YouTube. Haide și super, ok, nu trebuia să se întâmple asta. Bam. Și hai bă, 15 din 16, de bun, nu mai pică nimeni. Oh my god, nu mai pică nimeni, bro. Să vezi, poate picam eu. Ok, dar foarte, foarte nice. 16 din 16. Hai să vedem în următoarea rundă ce va pica. Sunt chiar foarte curios. Wow, din nou legendary block. Deci ce altceva se putea întoarce. Și nebun, ce altceva putea să pice. În fine, hai să vedem. Din nou 0 din 8. Și de data asta voi juca mult mai pe fază. Adică mult mai cum trebuie. Ia vedeți aici, o să dau numai super punch-uri. Și... fuck! Hai mă, du-te! Da mă, da aia zic, bă! Deci pur și simplu eu când nu vorbesc mă concentrez și mă concentrez mult prea bine după cât ați văzut. Deci pur și simplu mi se pare că sunt cel mai bun player din România. Ok, 2 din 8, nu e rău. Și unul e scos de mine, adică ținând cont de asta nu e rău deloc. Și super pașlă! Ok, vreau să dau pe asta cu skin-ul default. Ok. Bă, totul este chill. Ce pot să spun? Am sărit și peste. Bă, dar nu mai cade nimeni. De bun, uite-te și tu, la obstacolele astea banale nu mai cade nimeni, bro. Decât la obstacolele alea adăugate noi, gen. Doar pe Legendary Block, deci. Doar alea mai cade cineva. Sau, bă, vezi că deja dau costul încă 2, ești de bun. Nu m-aș fi așteptat la asta. Încă 1. Și... ăsta. Haide, du-te! Nu pot să cred, bă, că a avut emote, ești nebun. M-am concentrat eu să-l iau acolo, dar nu prea s-a meritat. Deci, da. Super punch! Ok. Deci știi ceva, bă, cred că trebuie să calculez mai bine super punch-ule. Ăsta că stă aici degeaba. Adică nu i-a dat nimeni niciun pumn. Ok. Super punch. Bă, a fost aproape, sincer. Ok. Bă, uite-te și tu, man, cât e... Nice, mă, da, aia zic, bă. Doamne, cât de șmecher e să știi să treci prin pereți, bro. Deci dacă nu știm acolo să trec prin perete, crezi că cădeam. Dar, sincer, chestia asta e o chestie foarte interesantă. Adică faptul că am învățat cum să trec prin pereți, mi se pare foarte, foarte interesant. Și nu este o chestie care așa de ușor, așa că hai să vedem ultima rundă care am speranță. Deci dacă câștig, apăsați pe butonul de like și rămâneți până la final. Iar dacă nu câștig, dați un like și un comentariu. Bam. Ok, super punch. Asta. Ok. Hai să vedem, de data asta trebuie să ne concentrăm mult. Ok, boom. Nice, mă, da, aia zic că a picat, ești de bun. Oh my god. Ok.
Deci ce pot să spun, 3 din 7 și ăsta va fi unul eliminat. Super Punch. Ok. Bă, nu pot să cred așa ceva. Deci trebuie neapărat să apăsați și pe butonul de like și comentariu și sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați de like.